Rock în showbiz, Loredana Chivu a întrecut toate așteptările. De data asta, păcătoasa le-a dat papucii tuturor crailor chiar de ziua ei și a venit în club cu mama. Loredana Chivu a fost regina serii. Păcătoasa a atras toate privirile cu rochia ei extrem de sexy, pe sub care nu prea credem că avea cum să poarte lenjerie intima. Și dacă până acum Lore era înconjurată numai de domni atunci când ieșea în club, de această dată, lângă blondă, a fost mama ei. Mama e pentru prima dată în club, așa e, mami? Da, așa este. Una lângă alta, nici nu ziceai că sunt mamă și fică. Amândouă îmbrăcate sexy, în negru, Lore și cu mama ei au făcut furori. Un singur lucru a tulburat însă liniștea lor. Și totul a pornit de la cealaltă păcătoasă, Ana. Nebuna, tu-și dorește un shake? De unde mai poate să ia și-o un shake? Da, mă, fi să fie shake, să fie... Dacă o fi să fie vreun mecanic auto, să fie ce vrea Dumnezeu, numai să vină unul, că vreau să fac 3 copii și să adopt alt copil. Vreau să facă 3 copii, să-mi fieze unul și mi-are și 3 căței acasă. Sunt cam speriată. De la ziua păcătoasei nu a lipsit nici Pepe, însă surpriză. Latino lover-ul a venit în club fără soția lui. Cum a ajuns Pepe la distracție fără Raluca, aflați de la el puțin mai târziu.